Morning Glory, Morning Glory, să învelim în scoci doctorii. Și bonjurică, bonjurică, suntem live la Morning Glory, pentru că asta e emisiunea pe care o ascultați în cazul în care sunteți chiar în ultimul hal și nu știți pe ce lume sunteți din punct de vedere audio și radio. Îi spunem bună dimineața prietenului nostru, medicul Cătălin Popescu, dermatolog, de fapt, de profesie. Bună dimineața! Dacă e să fim onești. Da. Omenirea are cele mai curate mâini din istoria sa în acest moment, putem spune asta? Da, cred că asta e un mare adevăr și pandemia a făcut ca lumea să se concentreze pe curățenia mâinilor și au ajuns să fie impecabile. Am o colecție de poze pe care puse într-un folder pe care l-am și intitulat Mâini de pandemie. Poate că merge de o expoziție. Sunt ele, adică sunt curate până la încheietură sau care este? Pentru că intră în direcția acelei acțiuni antimafia, nu Mani Puliti, de la Italia. Sergiu Nicolaescu a anticipat, vizionar, ca întotdeauna, cu mâinile curate. Da. Sunt clipe în istoria omenirii, că așa, ca într-o străfulgerare, îți dai seama că mâinile ar putea să fie mult, infinit mai curate sau să nu sufere nicio comparație cu restul corpului. Cum stăm cu restul corpului, domnule doctor? Păi, de obicei oamenii, mai rar să, acum vine sezonul cald, să mânecile suflecate și dacă mâneca vine până aici, e un lucru știut, nu are rost să insiști dincolo de zonele vizibile. Am adică mai oamenii nu sunt pregătiți dincolo de cot, ca să citez o poveste de-a dumneavoastră. Da. Și insistă cu mâinile, pentru că, așa cum se întâmplă cu marile panici, panica e indusă, dar după aceea când omenirea s-a lămurit că era o panică nejustificată, uită să ți se spună să te oprești. Și s-a insistat cu spălatul pe mâini, cu mănușile, acum un an, bun, nu prea știam ce era cu pandemia, atunci între timp ne-am lămurit. Chiar și CDC-ul a explicat că distrugerea mâinilor nu ajută la prevenirea transmiterii virusului și prin leziunile pe care ți le faci pe piele spălându-te maniacal și dându-te cu dezinfectant la fiecare intrare și ieșire din mega-imaj, că știm că mega-imajuri sunt multe, îți crește de fapt riscul de infecție. Dar n-a apucat nimeni să spună la fel de răspicat cum ne-a spus spălați-vă pe mâini, să ne spună, domnule, spălați-vă, dar normal. O să ajungem și la alunițe, pentru că vrem să aflăm, revine discuția despre alunițe. Ne expunem, nu-i așa, trupul de plajă sau nu și începem să numărăm alunițe. Și mulți merg să scape de ele, că na, nu sunt frumoase. Dumnezeu când a creat omul, n-a creat și alunițele. Ele vin de la diavol, se știe. Și sunt o pedeapsă pentru păcatele noastre, nu? Ne bate Dumnezeu pentru păcatele noastre. Și zic că Cum facem cu mânițile astea? Adică ar trebui să nu luăm dezinfectant cum luăm aghiazmă de la biserică atunci când intrăm într-un supermarket? Da, am putea să sărim peste partea asta. Adică dezinfectantul e bun dacă n-ai apă și săpun și ești neapărat, nu știu, nevoit să mănânci și să faci ceva, atunci e ok să te... A ajuns un fel de gest reflex. Banii, telefonul, cardurile... Sunt carduri care nu mai merg din cauza dezinfectantului, radiațiilor UV la care a fost supus ca să scape de boala COVID, că e plin de COVID pe carduri, se știe. Ce alte lucruri se mai pot face? Hai să vedem, ați avut pacienți care se spală doar pe mâini, ignorând partea superioară a corpului sau restul corpului? Da, erau unii care ignorau și înainte, acum dacă au fost foarte focalizați pe o anumită regiune topografică, ca să-i spunem așa, că topografică e, au neglijat alte părți și se întâmplă să vezi la consultații, ești chemat să consulți un pacient care are o pigmentare recent apărută, nu foarte închisă la culoare. A venit cu mama? Da, întreb. Da, da. Ah, bun, de multe ori sunt adolescenți și de obicei sunt de sex masculin și de obicei vin cu mama. Consulturile se fac cu fereastra deschisă? Consulturile de adolescenți? Bine, nu vreau să vă pun într-o situație, că nici Simona n-a răspuns la părerile despre colegii de pe Instagram. Să consideră că intră partea jobului, adică... Da, da, da. Aveți mirosul mai tare, nu? Brânza franțuzească nu e un secret. Așa. Și vezi că e o pată bej așa, care a apărut recent, care tinde să se extindă. De multe ori e centrată de pliurile pielii, poți să o vezi pe la gât și te uiți, iei un... O vezi? O vezi, te uiți cu... Pui mâna pe un... E preferabil să nu spui nimic. Pui mâna pe un tampon cu alcool izopropilic. Actorii sunt grăbiți, ne-a învățat celebrul cântec. Dermatologii sunt la fel de grăbiți. Un actor grăbit. Da, dermatologii sunt, cred că, cei mai grăbiți.
poate justificat, pentru că de multe ori îți folosește să te uiți direct, să știi, să vezi ce are omul și poți să conduci dialogul bazat pe ce ai văzut sau chiar să ai un diagnostic. S-a văzut că sunt atât de grăbiți încât un studiu care a măsurat intervalul de timp mediu după care dermatologul întrerupe pacientul care a intrat să vorbească e undeva în jur de 11 secunde. El începe să spună bună ziua, domnule, bună ziua, arătați-mi vă rog și treci direct la subiect. Aha. Și chiar era o idee că ai mai puțin timp la dermatolog până ești întrerupt decât dacă, știu, ai băut multă cafea și te duci la toaletă, timpul necesar golirii vezicii e mai lung de 11 secunde, de obicei. Cam cât ar fi? Undeva în jur de 20 de secunde au descoperit cercetătorii britanici. Plus fermoarul blocat? Da. Deci sunt probleme. Deci, plus că fermoarul blocat uneori creează alte probleme, că apar leziuni peniene care da. Sunt greșit interpretate de parteneră. Vin mulți din ăștia? Aveți mulți? Mai sunt. Și sunt supărați că sunt greșit interpretate de partenere ca având o altă origine. Adică nimeni nu se gândește, dintre femei nu se gândesc la posibilitatea aceasta de fermoarului blocat. Doamne, doamne, mai ușor va trece Camila prin urechile acului decât, nu? Da, da. Și revenind, iei alcool izopropilic, asta ai, dar ar merge și cu etilic sau ar merge și cu bun, deci săpun, medicul dermatolog și intră adolescentul. Nu, da. Nu, mulți nu vorbesc, mulți nu vorbesc. Vorbește, vorbește mama, mama, vorbește mama. Vorbește mama, vorbește așa, mama. Okay. Și deja știi că o să eșuiesc cu tratamentul pentru că... Ea știe. Nu, ea nu. Încerc și eu să întrerup conversația ca un medic dermatolog. Da. Ea nu știe. Tu vezi că, de fapt, ai vorbit doar cu ea, îi scrii rețeta dacă are, de exemplu, acne, dar eu sunt mai onest și ca să nu vină de multe ori să cheltuiască inutil, întreb. Ca să funcționeze tratamentul, trebuie să fie aplicat. Spuneți-mi, vă rog, el vrea să se trateze? Pentru că până atunci n-ai putut să stabilești nici ai contact, nici nimic. Și... totul stă într-o... Are glugă, de obicei? Uneori, da, da. Da, așa. Și totul stă într-o conjuncție. Mama, de obicei, spune și el vrea. E, dacă a spus și, atunci știi că nu va merge. Dacă spunea el vrea, dar dacă și el vrea, sigur, și el vrea că... Și, dar nu se uită nu spre el când spune și el vrea? Nu. Și se mișcă glugă așa? E o mare diferență între teorie și practică. Spune, peste tot spune, vorbește cu pacientul, chiar dacă e minor. Te adresezi lui, vorbești lui, nu vorbești cu mama. Și te uiți la el și încerci să vorbești cu el și nu reușești și atunci tot la o discuție cu mama ajungi și de obicei ți-și și spune, dar dați-i ceva că vreau să aibă pielicica aceea frumoasă pe care o avea el când era în clasa a treia. Unde e bubă mama, pielicica aia? Bun, și aveți tamponul cu așa. Alcool? Și pe măsură ce... Ce le place lor, da. Ce măsură așa, ce apeși, nu foarte insistent, partea maro a aluniței dispare. Dar alunița e mare, nu e? E mare, da, e mai mare. E difuză, nu e foarte pigmentată, dar abia dispare. Acum se formează da, exact. Cancerul ăla. Da, așa. Și sunt diferite reacții. Unii nu cred și trebuie să le arăți. Dacă nu te cred, îi pui... ei să continue, să vadă că nu e o magie sau nu e o chestie tehnică medicală, alții sunt mai sinceri și spun, vezi mă, ți-am spus să te speli și alții chiar mai direcți, a fost o pacientă care a spus, a, e rapăn. Da. Dimineața, binecuvântată și spor la cafeluță. Nu poate să fie cafeluță? Uscată. Poate, sau ceva pizza. Sau Nutella. Da, ce e amuzant e că dermatologii, na, trebuie să dai importanță meseriei tale, adică cum o să fii privit de alții că diagnostichezi chestii de-astea. Și în dermatologie, treaba asta, când nu te speli și se acumulează acolo, mă rog, keratină, celule neexfoliate, are și o denumire frumoasă în latină, îi spune dermatitis neglecta. Aha. A. Ai neglectat-o și de asta s-a întâmplat. Mm-hmm. Și când vedeți copiii, ce le spuneți? Bubă mare! Bun, acum există problema alunițelor. Ea există da. Și ăsta e sezonul în care oamenii asta se sezonul, preocupă? Ăsta da? E sezonul. Chiar mă gândeam că anul trecut a fost un sezon ratat, pentru că fiind lockdown și astea, toți s-au concentrat pe pandemie. Adică noi n-am mai avut loc să spunem de pericolul alunițelor.
și acum s-a dat drumul, suntem fără măști, dublu. Suntem afară. Avem număr dublu de alunițe. Da, și e cazul să reluăm. Acum, serios vorbind, ele sunt totuși o problemă mult mai mică decât se încearcă a se acredita și nu cred că e ok să stârnim panică. Cred că e mai bine să informăm. Dacă alunițele, la modul general, ar fi o problemă atât de mare și s-ar muri atât de ușor de ele, după cum încearcă să se inducă în unele campanii, păi ar fi drumul liber spre Sinaia, spre Brașov, autostrada 2, ar scădea prețul locuințelor din București. Da, și chiar și în Cluj, cred că ar fi apartamentele mai ieftine, dacă alunițele ar ucide așa cum, nu? Ucis de aluniță. Am vedea mai des. Da, dar practic, cred că ar fi bun titlu, greu de ucis de aluniță. Așa. Care este traseul unui cetățean înspăimântat de alunițele sale? Cred că e suficient să consulte un dermatolog și să fie încredințat că foarte multe dintre alunițe pot fi recunoscute ca fiind în regulă, benigne, necanceroase, prin simpla examinare vizuală și eventual cu dermatoscopul, care e un instrument care mărește, pune lumină și îți dă niște detalii pe care altminteri, cu ochiul liber, nu le poți vedea. Și să-și pună un semn de întrebare dacă dermatologul găsește foarte multe alunițe de scos. Pentru că actualmente se știe fără dubiu că nu merită să scoți alunițe preventiv. Merită să scoți alunițe despre care știi că sunt deja cancer, nu mai alunițe, e melanom, sau merită să scoți acea aluniță despre care nu poți să spui 100% că e ok. Dacă ai o foarte mică îndoială, atunci merită să o scoți ca să ai o confirmare. Încât dacă cineva spune, uite, am făcut o examinare și am găsit 5 alunițe suspecte, suspecte nu sunt alunițele. A, înțeleg. Da, da, da. Deci sunt oameni care, așa cum sunt unii chirurgi născuți cu bisturiul la mână și când văd un om vor să-l opereze, presupun că sunt și oameni care vor să excizeze, pentru că am ales să facem această întâlnire cu domnul doctor, ca să folosim cuvinte cu ex, exarhu, excizare, mă rog, din astea, da. Extraordinar. Exhaustiv. Da, 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 exhaustiv, da. Da. Deci există o pasiune pentru alunițe. Da, există o pasiune și, da, nu poți greși dacă scoți tot ce-ți pică în mână. Și pe de o parte scoți tot ce-ți pică în mână și dacă ești și convins că intervenția aceea a fost absolut necesară, crezi că ai salvat oameni și ai și câștigat foarte mulți bani. Ce amfetamină mai bună poate să fie pentru creierul unui medic să câștigi bani, dar nu câștigi așa iurea, câștigi salvând vieți. E combinația ideală, adică și câștigi și ai și salvat vieți. Bun, și acum, dintre sute de alunițe, cum spunea poetul, nu, are un om 5 alunițe. Câte din astea ar fi periculoase? Cred că e rezonabil să accepti să ți se scoată ca nefiind clară sau ca fiind cancer, una, maximum două. Dar sunt recorduri. În Marea Britanie a fost descris un caz, i-au scos unui tip 37 de alunițe. 37. Ceea ce de obicei arată mai degrabă neîndemânarea clinică și mentală a dermatologului, decât că l-au salvat pe omul ăla de la moarte. Recordul pe care îl știu eu personal, am avut o pacientă care a avut 19 alunițe scoase și erau și niște cicatrici foarte urâte, încât n-am rezistat să o întreb dacă așa se formau cicatricile și dacă primele alunițe au ieșit ok la biopsie, de ce a continuat? Și mi-a zis, păi nu, n-am avut cum să mă opresc, pentru că a zis, facem anestezie generală și după aia, dacă tot avea anestezie, le-a scos pe toate, nu mai rămăsese mare lucru. Mamă, și a rămas cu urme pe ea ca la Dunkirk. Da, da. La debarcarea în Normandia. Da. Acum, pentru un bărbat poate că dă bine, ești, zici că ai fost în legiunea străină, da. Poate și asta, da. Da, schije, chestii, da. Da. Bun, deci până în alta ar trebui să ne liniștim sau să ne îngrijorăm? Cum? Adică care e chestia asta? Ne dăm cu cremă oricum? Da, ne dăm cu cremă în așa fel încât să ne ajute să nu ne ardem dacă va fi o expunere solară inevitabilă. Dar dacă ieșim pe stradă, că multe tratamente cosmetice acum conțin și partea asta de UV, de protecție UV. E corect să gândim așa? Să ne ferim de soare oricum ar fi? Adică nu numai prin șapcă, cum fac majoritatea cetățenilor. Cred că e bine să avem o atitudine așa mai nuanțată. Citeam că au scăzut foarte mult vânzările de fotoprotectoare anul trecut, în special fotoprotectoare pentru față. Normal că stăteai în casă și bună parte din față era acoperită de
mască. Stăteau și cu capul pe geam să vadă, da? Ce s-a mai întâmplat? Să vorbească cu poliția locală. Să vadă că s-a acasă, nu? Așa. Și cred că trebuie să, nu știu, să avem o atitudine rezonabilă. Nu cred că pentru orice ieșire pe stradă e nevoie să folosești cremă fotoprotectoare, după cum nu cred că crema este singura soluție de fotoprotecție. Dacă faci în așa fel încât, știu eu, nu ești expus la bore de vârf... Da. Oamenii evitau arsurile solare și înainte să se inventeze cremele fotoprotectoare. E adevărat, aveau mijloace mai limitate și nu puteau petrece atât de mult timp liber în exterior. Da, nu știu, ăștia care merg la plajă la ora 2 cu copii mici, cu bătrâni, cum pot fi ei calificați? Și fără umbrelă. Așa. Cred că, nu știu, sunt un subgrup aparte. Nu cred că mesajele îi pot atinge pe ei. Nu cred că avem ce face. Și cred că e și imposibil să te opui legilor darwiniene. Bun. Principiul selecției naturale trebuie să funcționeze. Omul e informat și ia o decizie în cunoștință de cauză, nu? E liber să facă ce vrea cu corpul lui. Și asta e frumos. Acum, partea asta de boală de piele gravă, da, care poate fi diagnosticată, se naște din alunițe, adică tot ce este rău vine din alunițe sau... Nu, tocmai asta e. 3 sferturi dintre melanome, 75%, apar din piele normală. Doar 25% din alunițe și acelea dintr-un anumit tip de alunițe. Deci la majoritatea pacienților care vin în consult, partea bună e că le poți spune, uite, toate alunițele tale sunt ok, sunt în regulă, prin asta înțelegând că nu ai un risc crescut de a face melanom în nici unul din locurile în care ai alunițe. Adică ai același risc acolo unde ai alunițele acelea obișnuite cu riscul pe care le are pielea normală. Bun, și deci până aici nu trebuie bine. Să facă ceva special, e rezonabil să nu se ardă la soare și poate să vină o dată pe an sau o dată la 2 ani la dermatolog dacă are foarte puține și nu-i ceva de văzut și în rest să vină dacă se întâmplă ceva. Sunt oameni care au mai multe alunițe, adică, nu știu, bărbații au alunițele altfel decât femeile? Se poate face o departajare? Nu. Mai degrabă numărul și forma diferă în raport cu tipul de piele. Dacă ești mai oriental, așa, da. Și cu pigment mai mult, e posibil să ai mai puține alunițe. Aha. Și dacă ești mai blond, nu e o regulă absolut. Da. Aveți alunițe? Am, nu foarte mult, așa, nu prea am ce să arăt. Am una în palmă, le arăt cu dermatoscopul ca să vadă cum se vede cu dermatoscopul. Ah, ce mișto. Da. O aveți de mult? Da, de mult, O folosesc și ca să exemplific ideea asta, mitul ăsta, că dacă traumatizezi alunița e ceva foarte grav. Și spune că stai în palmă. Da. Da, și nu s-a întâmplat nimic. Și sunt curios cum se vede cu dermatoscopul, le arăt. Și după mine, comunicarea e foarte importantă. Dacă totul e ok, e bine să îi spui direct că e ok. Eu obișnuiesc să folosesc formula asta. Vezi cum e stresat, l-au speriat alții înainte sau s-a speriat el după ce s-a documentat pe Google, citind de la pagini care poate nici nu-l priveau și dacă mă uit și e ok, așa încep și spun vestea bună e că nu e nicio veste rea. Ah. Și se relaxează oamenii și după aceea putem investiga nuanțele. Pe deci trebuie puțin de fiert bună. Totuși, adică nu-l lași așa. Nu, că spun asta de obicei înainte să pun dermatoscopul. De multe ori vezi overall că totul e ok și ca să nu stea câte minute ți-a să examinezi în tensiune, se uită ăsta, nu știi ce face, liniște, da. Tace. Ce-o fi văzut? Stă mult pe asta. Asta e suspectă. Și eu credeam că e suspectă. Dar el nici nu te crede dacă îi spui repede ce... Nu, niciun caz. Niciun caz. Chiar dacă îți ia mai puțin de 10 secunde pentru cele clare. Era și o... Apropo tot de asta cu 10-11 secunde. Regula celor 10 secunde privind biopsia a unei alunițe. Dacă nu poți spune în 10 secunde că e ok, atunci trebuie să o biopsiezi. Bun, luată ca o... Da. Metaforă, să zic așa. Mă rog, el... Cineva spune că s-a panicat că și-a rupt o aluniță, dar era de fapt o căpușă. Da, exact. Asta e altă chestie, că e sezonul de căpușe. Se fixează căpușa, se umple cu sânge și te trezești că a apărut brusc o aluniță. Melanomele nu apar brusc. Deci orice spune un pacient, dacă știe ce e cu corpul lui și spune mi-a apărut alunița asta care a crescut spectaculos în 72 de ore, ești liniștit, îl chem să vezi, să extragi căpușa, dar știi că nu are cum să fie ceva serios. Se poate tatua peste alunițe? Nu se întâmplă nimic din punct de vedere al
riscului de cancer, dar poate să încurce o eventuală evaluare ulterioară a lor, că o să ai pigmentul de la tatuaj și nu o să știi ce se întâmplă decât eventual ceva mai târziu. Ah. Unii fac tatuaje care nu sunt chiar pe alunița, ci înglobează alunița și o folosesc așa ca un element artistic, cromatic. Ele sunt și foarte artistice, nu poți să zici da, asta. Da, da. Acum că am făcut mișto și de tatuaje, o mai știu dacă mai e cazul să... Mai sunt astea, mai... bazine, piscine, ce ciuperci luăm de la bazin, de la piscină, adică... Ce ciuperci? Păi nu prea luăm, deși că trebuie să întreținem așa ideea asta, să puțină panică, adică se reduce panica de COVID și nu o înlocuim cu nimic altceva. Ideea e că sunt suficient de multe statistici care arată că tot felul de activități în aer liber, în la piscine, vara și așa mai departe, nu se întâmplă lucruri atât de grave pe cât se încearcă să se acredita și putem să frecventăm locurile respective foarte, foarte liniștiți. Eu am o aluniță care se umflă câteodată, apoi revine la normal. Uneori se întâmplă asta pentru că ceea ce are loc este apariția unei foliculite, unui coș sub aluniță și se poate și umfla și să fie și puțin dureroasă, induce stres, dar după aceea revine, ceea ce poate cel mai bun element care să ateste că nu e nimic grav. Da. Un cancer nu merge înainte și înapoi, adică dacă a pornit-o, lent sau mai rapid, mergi pe un drum cu sens unic. Păr pe alunițe, semn de la Dumnezeu? Da, e un semn bun, e un semn bun de la Dumnezeu. Adică nu înseamnă că dacă nu ai păr pe alunițe, e neapărat o problemă, dar de obicei cele care au păr sunt ok. Pe deosebire de femei. Așa. De... Mulțumim, domnule doctor. Mulțumesc. Cătălin Popescu se numește medic dermatolog, are și umor, are și foarte multă pricepere, dar o face cu grație și asta e foarte important. Mulțumim și să, nu știu, să vedem cine are mai multe alunițe. La un moment dat ne numărăm alunițele, că da, atât putem, da, să facem. E cam tot. Nu mai întreb de alunițele de pe zonele alea, adică nu... Nu, lăsăm pentru altă discuție. Da, altă discuție. E mult mai bine. Alunițele inghinale, iată, următoarea discuție. Deci, Morning Glory. Mă iertați, m-am emoționat, pentru că, da, în nopțile lungi de iarnă, ce altceva să faci decât să îți numele alunițele. Alunițele. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Medicul Cătălin Popescu a fost aici, e dermatolog, e bine, ne mai auzim și noi și până atunci... Mă rog, ne scărpinăm discret. Morning Glory on Rock FM.